Așa? Și o să o punem așa, bam, băgăm petarda aici, o aprindem. Și punem cutia să vedem cât de sus are, da? Eu deja am fugit. What the fuck? Pe unde a zburat aia, băiatul meu? Adio cutie. Adio cutia, s-a dus cred că la vecini. Fugi de aici. What the fuck? Asta era de-aia de fuge, bă, dar noi suntem tâmpiți. Salutare, sunt și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care bubuim pe târzi cu petarda asta de aici de lângă noi. Gata, că am zis că mai fac mișto de tine, gata. Numai că mi-e fondul de tine. Iau fondul de tine, uite așa și s-a mâncată. Noi ne pregătim acum să mergem să vedem niște luminițe pe la Craiova, da? Și o aștept de o zi întreagă să mergem să bubuim pe târzi. Dar acum stai să le facem pe seară ca să vadă explozia cât mai bine acolo la pe târzi. Fraților, am luat câteva pe târzi așa ca să facem un experiment din asta. Dacă mai vreți să mai facem episoade din astea în care bubuim pe târzi și mai forță decât astea, rupeți butonul de like ca să îmi dau seama cât de mult vă place acest videoclip și cât de mult, nu mai știu ce să zic așa. Deci, dacă vreți să mai facem videoclip cu pe târzi, mai șmecherești ca astea, să rupeți butonul de like. Asta e, hai să vă prezentăm și pe târzile. Bun, perfect și perfect, avem aici pe târzile, da. Avem aici pe târzile astea de la Corsair, se numesc Piccolo, tot de la Fire Show, așa, bam bam, sau cum s-or numi ele. Astea sunt alea care dădeam eu când eram cu ele, ia să vedem. Să folosesc de la 18 ani, scrie aici. Mițătul de sunet. Ci că ați mai văzut așa ceva? Ci că a nu se utiliza în scopuri de divertisment. E pentru a speria animalele sălbatice, cum ar fi șoareci, lupi, mistreți, a se folosi doar pe câmp. Auzi și tu, tată. Bărba asta nu știam, bun. Bun, asta e aia care ne jucam noi când eram mici cu ele și le bubuiam și făceam floricele din el. O să vă arătăm mai încolo și cum o să facem. Avem aici ceva mai forță pe patent. O petardă de asta câte grame are? Ia să vedem, un foc ca să folosească 18 ani. Are 3,5 grame. Ok, și următoarele, asta fiind un pic mai serioasă, Shooting Star se numește, de la Fire Show, care are, dacă să mă uit eu bine aici, categoria F1 și are câte grame are? 4,5 grame, vedeți aici, 4,5 grame, da? Focalizează-mă, așa, 4,5 grame, da? Perfect. După, următoarea care e foarte grea, deci e grea asta, Samuel. Ar trebui să fie cu forță. Ok, FS1, care, ok, am fost întrerupt, dar nu e nicio problemă. Avem aici petardă de asta care se zice că să ne ducem la 30 de metri de bia. Ok, bun. E foarte mare, frate, e foarte grea. E super, super grea, e heavy. Ok, tot de la Fire Show. FS1, sare cu blitz. Ok, și hai să vedem câte grame are. Ok, perfect. Dacă se vede aici 17 grame. Oh my god, cât are asta 17 grame? Asta cred că o să bube forța rău de tot. Și mai avem aici conul ăsta nebun care are, nu știu, câte grame are, scrie. Are tot 3 grame, scrie aici. Și petarda mult așteptată de voi. De fapt, nu știu, nu sunt sigur dacă e petardă, dar e ceva special de la Coca-Cola. Hai că e ceva special de la Coca-Cola, s-a desprins eticheta. Ok, petarda asta mirobolantă de la Coca-Cola, fără Ok, o să bubuim și pasta. Nu sunt sigur ce e artificie sau nu știu, ceva de genul. Sau e petard. Eu sper să fie petard, că uitați cât e de mare, da, în comparație cu mâna mea. E super, super mare. E cât doza asta, e nebun. Perfect. Și hai să vă arăt cum o să bubuim și în ce mod o să bubuim aceste petarde. În ce fel, da? Cât petardă de la Coca-Cola ți-a mor. Ce-aș fa, bă, de invenția mea? E șmecheră? Da, cea mai șmecheră. Hai, prezintă. Îți place petardele mele? Da. Pe tărți. Gaură de aici, dăm pom. Invenția. Îți place? Da, hai să ne apucăm. E forță, ne apucăm? Da. Ia să ne plasă asta nebună. Ok, băieți, avem așa aici una bucată a țavă în pământ, care e goală, da? Ca să băgăm pe tărzile. Băgăm pe tărzile aici. Nu trebuie să fie plină. Dar petarda asta de aici nu, bacă, nu știu ce. Păi, dar oricum nu încap acolo. N-ai loc acolo petardul. Așa, și am o cutie de asta jegoasă. Ia uitați cât de jegoasă e. Așa? Și o să o punem așa, bam, băgăm petarda aici, o aprindem. Și punem cutia să vedem cât de sus are, da? Hai, hai să vedem. Ei, Ulfo, cex, ce fac, cuțu, cuțu, cuțu. Mamă, stai că mă murdărește. Ulfi! Hai, fugi de acelea, că oricum te sperie pe târzili. Nu, că asta nu se sperie de pe târzi. Așa, perfect. Nu pune nămol. Uite așa aici. Cu ce, care dintre ele începem? Bun, ia să vedem ce avem pe aici pe-n plasă. Hai să... Eu zic să începem cu asta. Să începem cu aceste mici jmecherii. Bine, începem de la mică la mai mare. Poți să pui asta pe aici, pe undeva pe jos, așa. Pun-o și milfează-mă și pe mine, te rog eu. Avem aici una bucată brichetă de aia jmecheră antivânt. Bam. Și avem aici, bă, dă-te mă aproape. Cu astea mă ușcam eu când eram mic, că erau ieftine, nu știu cât aveam pe ele. Ia. Era 3 lei pe cutia, mi se pare. Așa, nu le bubui de acum, doar fac o jmecherie aici ca să pot să scot plasticul ăsta.
Dacă ăsta se scoate greu, că știu eu. Și am vrut să stau prea mult să-l scot, că nu vrea să vă plictisesc. Da, suntem aici la mama în grădină. Ca să deranjează. După cum bine vedeți, via. Vrem să trezim și vecinii. Dacă e, ia, filmează aici. Ia uitați, băieți, avem pe târzi de ăștia mici. Hai să aprindem una să vedeți cum e. Sunt și vai de capul lor, ia uitați-vă. Ăștia sunt și rupte în gură, de foame. Așa. Ia. Filmează aici când aprind. Dar să nu arunci spre mine. Nu, arunc acolo. Așa. Ia, cum bubea asta? Ia spart urechile, mai dăm una repede. Mamă, și mă deranjează pe mine sunetul ăla. Oh my god. Bun, deci dacă era să-mi sară telefonul din mână. Hai să vedem. Luăm una de asta mică. Hai să face. Mamă, bun, pe aici, efecte speciale. Ridicăm cutia, filmează bine. Dăm foc. Și punem cutia aici, vedem cât sare. De ce? Filmează. Deșină. Ok, ia vino. Ia, măcar scutură așa cutia. Aia, o scutură un pic așa, bun. Hai să trecem la ceva mai serios. Avem aici petarda Coca-Cola. Eu prezint și lui Fabi, că Fabi nu a văzut petarda Coca-Cola. Asta o lăsăm pe sfârșit, începem. Lipiși eticheta de la cola pe aia, pe cutie. De la cele mai mici până la cele mai mari și o să o luăm pe asta. Asta o să o punem așa jos, că nu cred că intră, care că căcatul ăsta aici. Ok. Și o să-i dăm foc fix. Aici ce e? Vino cu acea, apropiate cameramanul meu, Hidos. Ia să fac, filmează. Dă-ți-o dacă filmează. Să văd cum se vede pe filmare când îți dau palme. Dă-ți-o dacă filmează, ia. Cum să nu filmeze? Tu ești prost. Perfect. What the fuck? Oh my god, asta era artificie. Am greșit buzul la băiatul meu. Aia trebuia să zboare în sus. Efecte speciale, trebuia să zboare în sus, da. Nu are nimic, am mai luat data viitoare în videoclipul următor. Bă, să știi că e șmecherea aia, să ții minte să mai luăm. Da. Mamă, uite cât de mișto se vede fumul. Aia trebuia să se ducă în sus și fucutia deasupra și nu se mai dusă. Bun. Mă, și Milan, de ce scoate sunetul ăla? Haide, vino cu ace. Nu, da. Ia uite cum face, bă, încă mai are de ăsta, uite. Bă, pleacă, bă, din și poate-mi... Dacă explodează, poate-mi sare vreuna în... Hai, bă, rus. Nu. Ia să vedem asta cât sare sus. Ia vino cu ace. Hai, apropie-te. Păi nu, că pe mine e greu să fug. Eu deja am fugit. What the fuck? Pe unde a zburat aia, băiatul meu? Adio cutie. Adio cutia, s-a dus cred că la vecini. A sărit la vecina, băi. Cred că la vecina a sărit. Bă, dă-mi cutia înapoi, what the fuck? Mamă, dar dacă ne sărea în cap. Bă, vino cu aceea, vino să filmezi repede. Mamă, cât de tare bubuia asta. Fai de capul meu cât a bubuit. A sărit cutia peste gard. Uite aici. Uite-o. Ia vezi să vede pe filmare. Dar să-mi doi cutia, ești nebun? S-a spart curul la cutie. Ai făcut gaură, ești nebun? Băi, deci data viitoare o să facem pe murgite așa. Uite efecte speciale aici. Chiar că? Ia să spar, unde e țava? Nu are cum să spargă asta. Țava n-avea cum, că e de fier. Ia uite-te cum iese fum din ea. Oh my god, efecte speciale. Mă așteptam ca asta să bubuie tare. Ia lumina, doamne, ia bagă aici. Fii atent, asta trebuie să fie cea mai tare, care are 17 grame. Aia de acolo a avut 3,5 grame, asta are 17. Tu dai seama cum o să fac asta? Cred că o să-mi iau urechile. Ia să vedem. Cred că e bombă de-aia. Mai avem asta mică, care cred că e ceva artifică. Artifică. Dar tu filmezi aici? Da. Dacă nu filmezi bine, te spargi. Avem aici artifica. Ia să vedem cum face asta. What the fuck? Du-te repede lângă ea. Tată, mamă, ce mișto fă asta. Dar cam scurt așa, ce să zic. Da, fă mișto. Da, mă. Da, fă mișto. Bă, să ții minte să mai luăm. Vine piesa de rezistență, tată. Grenada asta de. Dar mă filmești pe mine, nu? Deci hai de vino cu aceea. Bă, dar fă mișto aia. Băi, dacă aia bubuia așa, deci dacă aia bubuia așa și sparsă cutia, înseamnă că asta trebuie să rupă norii, fiți atenți.
arată că încolo este, da? Gen, încolo e explozia. Fugi de aici! What the fuck? Asta era doaia de fuge, bă, dar noi să te întâmpiți! Da, nu știu cum era! Intrai și în gard, era să cad! Ai dat foc la vecina! Bă, ești nebun cum a plecat asta! What the fuck? Frate, tu văzuși în ce hal! Văzuși cum pleca? Bă, ești nebun, dar tu ești și cum... M-a lovit de gard la câtă fugă, a fugit de ea și acum... Oh my god, cum a făcut, bă! Bă, dar ești prostă, sărim tocmai în partea aia la vecina. Bă, și eu credeam că e de-aia, mă, de petardă, de-aia forță. Deci eu nu prea le-am cu petardele așa și nu știu cum sunt. Noi le testăm acum, că rog. Și asta? Coca-Cola? Nu știu. A, e de câini, Nicole. Să sperie, cred că. Wolfie! Vino la mami, haide! Hai, vino aici, hai! Hai de aici, hai! Mamă, în ce hală a fugit aia, m-am lovit și de gard, ești nebun? Ia vreun cu aceea. Bă, Rusti, m-a lovit și de gard. Bă, ce faci? Ia uite, frate, ce eu deja o lasă la fugă. Păi, dar nu pot să... Zi. Roc, o să sperie, cred că săracul de... Ce să fie asta? Ce zice? Dar nu cred că e petardă, că e prea mare. Cred că e tot nu știu, cred că e tot artificial. Cred că e tot artificial, hai să vedem. Ce bă, dar fu mișto rău aia. Aruncă, Rusti! Pe poarta. A căzut. A căzut, o puse bine. Oh my god! Spectacol de lumini. Chiar că spectacol de lumini. Rulfi al meu, cred că sări la vecina. Cam atât au fost, băieți, cu episodul ăsta. A fost super foarte lumini, m-a plăcut super mult. Fraților, dacă vreți să mai facem experimente de genul, să mergem să luăm mult mai multe petarde, mult mai multe categorii de petarde și de alea bubuitoare, rău de tot și pepetriuri și de toate, rupeți butonul de like ca să facem un videoclipul următor. Videoclipul ăsta o să fie postat în ziua de Crăciun și o să vă urez sărbători fericite, să vă aducă moșul cât mai multe cadouri. Eu am fost Rusti, a fost Fabiana și ne vedem data viitoare la următorul videoclip cu petarde. Pa, pa! Pa, pa!